Filip, hai. Hai sus. Nu tu, iubire. Am înțeles, Gibi. Haide, hai să facă și provoc pe deapă și de ea. Te rog, acum. Acum, da. Haide, te rog. Cu burmanul. Ce pedeapsă? Vrei să danseze cu... Da, unde? Hai, vino cu-a. Hai și, hai și Cristi, îl face și Cristi acum, te rog. Da, sunt pe cameră. Păi nu că nu merge, îl lasă aici. Pe cine? Filip cu Mariana. A, păi și Cristi vine, nu? A? Cristi vine. Haide, Cristi, vede, te rog. Nu. Mă gonești? Da, hai pe ce să-ți fac. Face to face. De bine, bate. Ai zis că am cătușe. Hai, nu ție, nu ție cătușe. Tu vrei să ne legi corp la corp? Eu am zis legat cu scoci. Nu, a zis cu cătușe? Pă Cătălin a legat, Vlad m-a pus cu scoci. Mamă, nu crezi să-mi faci de asta așa. Noi să ne nădușim. Hai. Hai jos acolo. Lasă că plecați voi. Dar stai, cum hai, aici, hai la dulap să nu ne vadă nimeni. Noi să rezistăm, noi să vorbim, dar chestia că nu-i plăcut să stăm așa. E, nu-i plăcut, ia să ne dacă-i plăcut. Nu-i plăcut. E, și-mi strici rochea. Nu, stric rochea. Noi să rezistăm pentru că suntem oameni deștepți. Dar mi-ai prins părul, sunt smulci părul. Deja mi-ai prins părul. A, scuze. Stai, hai, o să-mi rup și părul. Hai. Hai la dulap să nu ne vadă nimeni. Ia la Ricardo, ce pesate? Ce pedeapsă ai dat? Să lansezi ideea cu... Hai la dulap că nu vreau să mă vadă nimeni. Că dacă se uite... Ați, te-am băgat în destul de pe tine, mă. Da, da? Nu strici ruchița. Hai la dulap că să nu... Haideți. Bye-bye. Unde? Nu. Hai acolo, coboară la... Aici. Nu mă duci mă acolo. Aici nu ne vadă nimic. Așa. Coboară mă jos acolo. Nu, hai mă, hai. Prietenul meu. Mă ascult pe mine. Hai să dansăm. Nu faci ce vrei tu. Hai să dansăm. Ce prieten am eu. Încă un nou prieten la puterea dragostei. Și câți prieteni am avut? Mulți. Da, hai. Pe altarul? Hai să te așezi. Da, hai pe spatele. La spatele. Nu, stai aici jos. Stai mă jos, unde zic eu. Te faci ca mine, nu faci ca tine. Da, pe așa, uite, scoate din oglindă să vede. Nu, lasă oglindă. Vrei să vezi tot? Dar nu ne-ai legat așa de strâns. Păi lasă, mai bine. Nu are ce faci. Eu mi-ai am o Mariola. O certa, da, să zic, nu-i mai pomin niște. Nu, și flar vezi bine, ce o să mai zic? Na, 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 na. Na, 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 na. Nu, da. Ceva de băut unde găsesc eu? Nu, avem numai afară, dacă te duci. Hai de mine. Mi-a zis flegmatic și asta mă deranja pe mine. Că dacă îmi zicea pe un ton, ok, eu sunt dar bătut și tu în cap. Repede. Da, știu, m-a prins de sfatul în cap. Asta este, ce să fac? Asta e altarul? Asta e altarul? Da, Mariana, da. Fain? Stai drept. De-aia, când vrei să mă faci acum, că Ricardo vrea pedeapsa. Ce vrea? El mi-a zis, vrea să întâmple acum. El a zis. Mi-am și uitat. Să dansez cu Cristi. Ce are? El a vrut. Ți-a pregătit o cină romantică în cazul în care te porți exemplar. Nu trebuia să-i spui. Nu vrei tort. Asta se cea după. Ha? Nu vrei tort. Ce bune. Hai. Haideți. Muzica, lasă-mă mă rugăm. Lasă-mă să termine să mănânce, mă. Aia au zis. Hai. Mănâncă, fată. Nu, cu până bagă muzica. Da, o melodie de... romantică de suflet. Rihanna, stay. Da, ce are Andreea? Dar cine au dans? Frate-mi cu... De ea. Are pedeapsă. De Ricardo, zici. Ce cai, nu se întâmplă pedeapsă, hai. Da, okay. Vrea să vadă, pregătea nu? El te-a trimis aici. Da, mai mult îți dai și cam nerăbdător, așa de... Iubi. Te pune la încercare. Pantofii sunt creme. Oare. Sau poate cine știe ce e inima lui. Ai grijă, pune-ți mâinile. Poate aici. Vrea să termini mai repede. Place în casă. E ok, momentan, e dar... Probabil... Da. Dar ai vrea să fii concurent, adică te gândești? Momentan nu. În sezonul următor. Nu-ți dorești, nu? Momentan. Momentan, la ce-au văzut. Da. E fain așa să vii să treci experiența, auzi două, să vezi ce-i pe aici, adică e frumos. Când știi că ești în treceri, n-ai nicio treabă, ești relaxat, dar când știi că stai aici, ce trebuie să faci, pai tării. A, da. Ce făcea?
Nu pot să zic. De ce? Făcea ceva rău. Surpriză. Surpriză, nu-l mai întreba. E? Adică? E surpriză, ce? E cu triumfere. Mulțumesc. Vreau să zic ceva la ureche. Cât de la ureche? Nu trebuie să fii smar mai zi, dacă poți. Da. Bravo, bravo. De apă unde... Foarte frumos! Beautiful! Un pic de apă unde găsesc Bianca. Ce faci, fată? Cum ești? Cum să fiu? Poți zgonit. Aici. Ha? Și eu pe aici, cu fetele, cu băieții, cu cu suflet și tu. Cu fetele, cu băieții. Ești un sufletel și tu. Micuț. Da, de iuța noastră. Fratele meu este un foarte atent când alege o femeie. Iar de aia s-a potrivit oarecum caracteristicilor lui, nu numai după aspect, cred că și faptul că este cu minte, cam asta a căutat el de o fată cu minte, dar și nebunatică în același timp. Și eu personal cred că s-ar potrivi. Cristi a dansat cu Dea, a fost atent la limbajul corpului, la amândoi, la limbajul trupului și nu s-a privit în ochi, ba în același timp Dea vorbea cu cineva, adică, na, eu zic că Cristi fiind nou a zis să experimenteze această experiență din plin, să se bucure de experiență și Dea s-a purtat frumos și cu bun simț. Nu m-am supărat și n-am simțit ca fiind altceva. Bine, și eu cunosc locul și nu e nicio problemă. Fetele! Foarte bine! Mariana! Nu în momentul ăsta de timp. Roxana! No. Cum se cheamă ăla? Ce? Gata! Stai cât am luat, am rămas bun. I-am pupat pe toți să-și plece. Avea un nume mai... Cum? Pleci? Pleci, amu? Păi... Sau, a, vă da să veniți în casă? Ne-au chemat aici, dar îmi dai seama că nu o să mai merg acolo, știi? Și nu, nu știu după program ce și cum și pe cine. Zii repede. Mie nu vine să cred că pleacă. Ce-o păi la mine nu vine să cred că pleci. Aolo! Nu poate. Aolo, înainte. Ce? Ți-o luat cu palma? Nu. Dar cine ți-o luat cu palma, Iancu? Nu, că nimeni. Ai zis pe televizor că ți-a dat cu palma cineva, dar cine? Manuela, ce nu a dat cu palma nimeni. N-a zis că pe televizor că a dat ceva cu palma. Nu, și am întrebat cine, ai zis ceva de Iancu sau Livian? Și Livian a zis că o glumit. De ce râs tu? Deci ascultați-mă, că n-am nebunit. Cine mai era aici? Era aici când a spus el pe televizor mi-a dat cineva cu palma, mi-a dat ori Iancu, ori Livian. Ba da, Iancu a dat așa. Ha, deci Iancu! Asta înseamnă să dea ca un bărbat adevărat sau ceva de genul, a zis Iancu. Da, am dat salut, gen când m-am dus prima dată, am dat salut. Și el mi-a dat, m-a lovit! Dar s-a lovit! Așa în ciudă, gen supărat. Tare! Da, mi-a dat tare! Și cum supărat că pleci! Asta înseamnă să dea ca un bărbat adevărat. Părea așa un pic, supărat. Păreau, nu? Probabil de prietenie, așa... Nu e spun. E suflet și poate e ciudă că pleacă. Uite un două, da, înger. Vrei că e suflet de autor. Da? Așa.
Se vede așa un pic. E ceva, nu știu. Neterminat. Nu, neterminat. Nu, că nici nu. Dacă era începeam, dacă simțeam.